În această dimineață, în jurul orei 4:30, la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean din Zalău a fost adus un pacient de 26 de ani cu un traumatism craniocerebral sever în comă de gradul 3/4, precum și o fractură a osului temporoparietal drept, rezultată în urma unui accident rutier. Pacientul a fost stabilizat din punct de vedere hemodinamic și respirator, după care a fost transferat la clinica de neurochirurgie Cluj-Napoca.